Astăzi am pregătit pentru voi mai multe fructe exotice, oameni buni. Sincer să fiu, nu credeam că o să reușesc să găsesc suficiente fructe pentru un întreg episod, dar am găsit, iar unele din ele sunt destul de scumpe să mă bată hamsterii. Papaya formosa sau ceva de genul se numește această papaya gigantică și e ceva gen 50 de lei kilogramul, dar am primit ceva discount, dar nu prea înțeleg cât am plătit pentru ea. Cert e că la final a fost destul de mult. Și am cumpărat și multe alte fructe, oameni buni, unele cu niște denumiri foarte interesante, cum ar fi rambutan, carambola. Ce Dumnezeule mare sunt alea, habar n-am, dar haide să începem de aici. Cu o pară nașii. Oameni buni, asta ce că este o pară nașii, am luat-o de la Lidl, e destul de ieftin asta, dacă nu mă înșel, e ceva gen 3 lei jumate bucata. Bă, nu știu cum de e asta o pară nașii, pentru că, oameni buni, ăsta mie mi-arată amăr. Adică nu știu ce vreți să spuneți prin pară nașii, ăsta este un măr. Și am aici un cuțit și un tocător ca să pot să tai fructele astea uneori. Cam așa arată la interior. La exterior să știți că are o culoare foarte drăguță, e așa un fel de crem. Și cu niște punctulețe din câte ați putut vedea, așa că ia să încercăm și la gust să vedem cum e. Foarte interesant. Deci are gust de pară, nu e foarte dulce, e destul de rece, că am scos-o de la frigider acum 10 minute. Băi, e foarte zămoasă. Sincer, e ce trebuie. Sunt curios dacă e ceva fruct japonez, adică se numește pară nashi. Nashi? Asta nu știu, îmi sună Asia, frate meu. Bă, e chiar interesantă. Îmi place. Problema e că te așteptai să fie un pic mai dulce. Un pic mai dulce. Deci chiar nu prea e dulce, e ceva gen 2 din 10 la dulceață. Aș mai mânca... Da, nu mi-a trecut încă tusea. Aș mai mânca... Păi, sincer, ar mai merge așa, știi? Adică, clar, pe asta o să o termin după video. Banane roșii, oameni buni. Și am mai văzut un tip de banane la Carrefour. Se numeau banane de gătit. Erau foarte verzi și gigantice, dar n-am mai cumpărat și de alea. Dar sunt mai multe tipuri de banane. Astea sunt banane roșii și, nu știu de voi, dar sunt foarte, foarte curios la interior cum arată. Sunt curios dacă e ca o banană normală sau este roșie sau ceva la interior, așa că haide să rupem o banană de acolo. Mai bine să tăiem cu cuțitul. Ok. Bă, da, sunt cam crude, ești... Frate meu, what is this? Sunt cele mai crude banane pe care le-am văzut în viața mea. Bă, chiar sunt crude, deci nu prea se dezlipește... Coaja de banană, oameni buni. Nu prea înțeleg. Așa ar trebui să fie bananele astea? Ok, o să mă chinui puțin să le desfac suficient cât să pot să gust din această banană. Până acum impresia este foarte proastă. Pe bune, nu sunt sigur că banana asta este într-adevăr coaptă. Ia să vedem. Puh! Frate, mi-am luat cea mai mare țeacă ever. Asta e cea mai crudă banană din viața mea, dude. Ca idee, oameni buni, le-am cumpărat acum 2 zile și le-am lăsat afară, gen, nu în frigider, pe masă în bucătărie. M-am gândit că dacă nu sunt foarte coapte, ar trebui să se mai coacă stând pe masă, ca bananele normale. Wow! Nu știu ce să zic, sunt oribile. Mi s-a făcut gura pungă. Încerc să-mi dau seama dacă altă banană poate este un pic mai coaptă, dar, frate, e foarte seacă. E foarte seacă și cred că nu e coaptă, oameni buni. Like, e imposibil o banană să fie atât de uscată. Ok, astea au fost o țeacă totală, oameni buni. Am reușit probabil să cumpăr cele mai necoapte banane din viața mea. Poate dacă se coc sunt ok, dar
E ciudat că le-am luat de la magazin, le-am lăsat 2 zile și sunt încă mai crude decât prevede legea. Pe bune, n-am mâncat o banană mai crudă în viața mea, oameni buni. Aș mai cumpăra banane roșii niciodată în viața mea, frate meu. Hai să încercăm carambola, oameni buni. Carambola este acest fruct. Nu înțeleg exact, am cumpărat 2 fructe pentru că unul e verde, iar celălalt este galben. Și nu-mi dau seama dacă ăsta este crud și vai de capul lui, sau poate așa e ăsta cu verde, iar ăsta alt cu galben. Deci, cam așa arată, au o formă de stea, să zicem, arată destul de interesant. Acum, nu știu, ia hai să-l luăm pe ăsta galben și să-l tăiem pe la mijloc așa și apoi încă o dată așa. Da, deci avem o mică steluță, e și un mic sâmbure acolo pe care l-am tăiat, aia e. Ok, miroase un fel de floare, al alea sau ceva. Nu știu exact dacă e foarte bun de mâncat după miros, dar hai să vedem. Oare ar trebui cojit? Nu, nu trebuie cojit, sigur nu. E zemos și are un gust interesant. Bă, nu prea știu a ce seamănă. Cert e că e foarte puțin dulce. Iarăși un 2 din 10 la dulceață. Foarte puțin aromat. Trebuie să scoatem și semințele astea de aici. Ei, aia le mâncăm cu semințe. Ce o să se întâmple? Bă, nu-mi displace. E și asta foarte zemoasă, fructa. Ia să-l încercăm pe ăsta verde, oameni buni. Să vedem dacă ăsta are același gust. Sau poate e crud sau ceva ăsta. Ok, ăsta chiar se simte mai tare. E posibil să fie crud. E ciudat pentru că astea verzi erau în alt recipient și erau toate verzi la un loc. M-am gândit că poate e un altfel de aromă la fructul ăsta, dar cam așa arată la interior. Ia să vedem ce gust are ăsta verde. Bă, o aromă așa de slabă. Nu sunt rele, sunt chiar interesante. Păcat, cred că sunt cam scumpe, sincer, nu? 21 de lei ambele carambola. Băi, e interesant. Deci ăsta galben cred că e un pic mai copt. Dar mare diferență parcă nu e între ele. Mă așteptam să fie ăsta galben mai dulce, dar nu e. Hai să trecem la probabil cea mai mare dezamăgire de aici, oameni buni. Pepene honeydew. Deci e un pepene care e un pic cam tare. Cam așa arată. Cred că puteați să găsiți de așa la Lidl, dar eu când am fost n-am mai găsit și am cumpărat de la Metro, cred. Știu că o să fie o dezamăgire, pentru că dacă nu mă înșel, am mai mâncat odată un de ăsta, de curiozitate am cumpărat unul și, bro, era lipsit de gust. Iar ăsta a fost cumpărat acum 2 zile și ca idee a rămas afară în speranța că o să se mai coacă puțin. Afară pe masă, nu afară din casă, că gen, poate îl fură cineva. Deci, e un pepene galben obișnuit. Cel puțin așa arată. Ia să dăm cuțitul ăsta și ia să vedem. Bă, un pepene galben e. Nu e foarte dulce. Sincer, e mai aromat decât mă așteptam. Acum, aproape un an când am cumpărat un de ăsta, era chiar crud. Ăsta e ok, adică e zemos, poți să-l mănânc fără nicio problemă. Chiar ok. Ar trebui să luați unul? Nu se compară cu ăla românesc, frate, foarte, foarte dulce și galben. Nu se compară, deci mai bine așteptați să vină sezonul pepenilor și cumpărați de-aia. Trebuie să mă duc să mă spăl pe bot. Hai să încercăm rambutan, oameni buni. Cam așa arată. Este ca un fel de arici mititel și sunt foarte confuz. Nu prea știu exact cum trebuie să mănânc acest rambutan. Cred că unele dintre ele au mucegăit sau ceva. Să sperăm că nu se mănâncă exteriorul și că la interior sunt încă ok. Ia să încercăm să tăiem. Wow, a ieșit ceva zeamă din el. Ok. Deci, la interior, oameni buni, e un fel de carne de fructă albă
și are și un sâmbure pe care eu am reușit să-l tai în două. Wow, e foarte zemos. Ok, ia să încerc să mănânc chestia asta albă. Băi, e interesantă ca gust, dar jur că mă așteptam la mai mult. Chiar mă așteptam la mai mult. Hai să încerc să tai asta, nu știu cum, așa prima dată. Bun. Și după aia să... Nu știu, să... ia uite mă, ia hai să-l desfac cu mâna, uite așa. Și să scot chestia asta de la interior. Deci, e o chestie mică. Și să sperăm că aromată, deși... Mamă, câtă zeamă curge! Are un gust un pic nasol. Nu știu dacă e pentru că a stat în frigider două zile chestia asta, dar... Are un pic de gust nasol, ca de mucegăit. Deci, am desfăcut ăsta. Ăsta pare să fie mai ok, ăsta pare să fie mai tare. Un pic, ia să vedem. Sâmburile ăla de la interior lasă un fel de coajă pe chestia asta de mănânci. Cât de scump era butanul ăsta? 30 de lei. Am dat 30 de lei pe rambutanul ăsta. Bă, în niciun caz nu merită. Mamă, dar ăsta e mucegăit bine de tot pe din afară. Da, cred că sunt stricate. Și le-am mai ținut și la frigider. Rambutan? Na. Gustul era ok, dar era atât de slab și așa de mare bătaie de cap să mănânci rambutanul ăsta, încât, sincer, n-aș mai mânca. Ăsta este un cherry moya. L-am cumpărat de la Lidl la prețul de 3 lei și jumătate sau ceva de genul. Arată destul de interesant la exterior. Zici că l-a curățat cineva așa, știi? Tic, 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 tic. Haideți să încercăm să-l dăm pe din două, să vedem. Bă, dar se taie cam greu, mă. Așa. Ok. La interior arată cam așa. Nu prea îmi dau seama exact care e faza. Sunt și niște semințe pe acolo. Multe. La interior e un fel de ceva. O să-l despic pe ăsta în două. Și să vedem, nu știu, ce se mănâncă de aici. Mă gândesc că partea albă. Wow, semințele astea sunt foarte tari. Partea albă. Bro, sunt mai multe semințe decât pulpă pe care chiar poți să o mănânci. Gustul, un 3 din 10 ca dulceață. Și nu prea înțeleg că în clipul ăsta tot ce am mâncat a fost așa de gen ok, interesant, dar nu-și merită banii. Bă, dacă paranașii merita, să zicem, 3 lei jumate, deși e cam mult pentru un singur fruct, ăsta în niciun caz nu merită. Deci te chinui să mănânci și când crezi că ai mușcat în sfârșit ceva și vrei să mănânci, trebuie să începi să scuipi like 10 sâmburi. Literalmente imposibil de mâncat. Și ce mănânci e așa de bland ca gust. Nu e dulce, nu e zemos, încât nu știu ce să zic. Pepino. Așa se numește fructul ăsta, pepino. O să trebuiască să fac un pic de curățenie pe aici. Hai să vedem pepinul ăsta ce gust are. Hai să vi-l și arăt de aproape. Cam așa arată. La interior arată cam așa, deși l-am întors eu cu fundul în sus. Are o chestie pe care tocmai am scos-o. Cu niște semințe, iar la interior are gaura aia. Miroase a dovleac. Deci miroase a dovleac. Bă, nu sunt sigur dacă ar trebui să îl curăț de coajă, așa că hai să-l mai tai încă o dată și încă o dată și să mănânc fără coajă prima dată, să vedem. Ia!
E zemos, are gust de... E un fel de dovleac, dar nu e dulce deloc, frate meu. Astea au fost cele mai dezamăgitoare fructe pe care le-am mâncat. Deci zici că mănânci un fel de dovleac foarte zemos. Orică toate fructele astea nu sunt coapte cum trebuie, dar mă îndoiesc. Și a fost tot relativ dezamăgitor. E bine, mai avem două fructe, oameni buni. Mai avem astea, am uitat cum se numesc, și papaya aia gigantică. Fructele astea se numesc mangostan cas. Iar una din ele, cred că e deja un pic mucegăită, nu știu cum să vă zic. De asemenea, sunt cam tari. Deci sunt cam tari și una din ele e mucegăită. Hai să o lăsăm deoparte, pe aia mă gândesc. Am reușit să o sparg. Oh, ce Dumnezeule mare e asta! Miroase, să zicem, interesant, dar realistic vorbind miroase un pic cam rău. Aici a rămas doar coaja și văd că aici avem ceva moale puțin. What the... Ok, so, cam asta e ce am reușit să scot din fruct. E mică și arată ceva care nu e comestibil. Așa că, ia să vedem. Ce Dumnezeu e asta, mă? Ce Dumnezeu am cumpărat, mă? Băi, e neagră la interior. Bă, să mă bată tata asta, nici măcar nu e comestibilă, mă. Chestia asta, refuz să cred. N-are gust de nimic. Și te-ai aștepta totuși să aibă gust de ceva, având în vedere că e un fruct. Dar n-are gust de nimic și asta mă face să mă gândesc că nici măcar nu trebuie să mănânc asta. Păi atunci ce mănânci din fructul ăsta? Asta e tare ca piatra. Iar la interior are chestia asta care e efectiv gen muș din ea. Și n-are gust de nimic. Wow. Ok, so, toate fructele de astăzi au fost o țeacă colosală, oameni buni. Deci nu pot să cred cât de mare a fost țeaca. Hai totuși să încercăm piesa de rezistență, oameni buni. Această papaya gigantică. Cred că o să o toiem pe mijloc. Uite așa. Perfect. Mamă, cum arată. Oh. Așa. Da, este literalmente o papaya și este mare. Hai să încercăm, nu știu, să tăiem așa o bucățică. Uite așa, în formă de pătrat. Nu prea pătrat. Să curățăm și aici, bine de tot. Și ia să vedem, măcar să fie dulce, te rog. E ultima fructă, te rog să fie dulce. E dulce. Dar un dulce cu un gust destul de nasol, așa, gen... E cumva aromat, dar nu dulce. E ceva gen 4 din 10 la dulceață, cu aromă care te face să crezi că e mai dulce decât e. Și apoi dacă stai să te focusezi destul de tare pe ea, îți dai seama că e destul de nasoală. Realistic vorbind, comparativ cu celelalte eșecuri totale, papaya asta este surprinzător de decentă, să zicem. Este decentă. E foarte coaptă. Cred că asta e chestia. E foarte coaptă, e foarte moale și este și zemoasă și încă n-am scăpat de toate semințele. Ia să vedem. Da, e cea mai coaptă papaya pe care am mâncat-o în viața mea. Ok, papaya asta n-aș mai da 50 de lei pe ea, în niciun caz. Dar a fost decentă, să zicem. Mult mai decentă decât ăsta, care am și uitat cum se numește, decât rambutanul, care a fost un eșec total, decât chestia asta, care și asta a fost eșec total. A, da, sper că v-a plăcut clipul la fel de mult cum mie mi-au plăcut fructele astea. Mă rog, majoritatea au fost destul de dezamăgitoare. Ok, jumate din ele, restul au fost ok. Nu uitați să apăsați butonul de like, iar noi o să ne revedem pe data viitoare cu mai multe videouri, am o grămadă de idei. Apăsați butonul de like, vă rog, ies în pierdere cu videourile astea, nu o să mai permit să plătesc chiria.